Nici nu mai contează. 64. Ce se va întâmpla cu această bilă roșie? Poate la buzunarul de mijloc, din partea dreaptă, acolo încearcă trimiterea bilei roșii. Final de break și de meci. Victoria așadar obținută de Peter Ebden cu scorul de 5-3. Oricum, o evoluție bună a lui Mark Davis, care a fost la câțiva centimetri acum să trimită jocul 3 în... la 2. Da. 1-0 și 3-2 și a fost la câțiva centimetri să trimită meciul în joc decisiv. Dragi prieteni, o sesiune de după amiază ok până cele din urmă, la finele căreia Peter Ebden și Mark Williams merg în sferturile de finală ale Marelui Premiu ediția 2009. Ce meciuri avem în sesiunea de seară? Da, te rog. Steven Maguire contra Ding Junhui și Robert Milkins, Mark King, acestea sunt meciurile